Proprietarii de terenuri agricole lucrate vor fi scutiți de la plata impozitului pe teren, iar cei care își lasă terenurile agricole nelucrate timp de 2 ani consecutiv, este posibil să plătească un impozit majorat de către Consiliul Local cu până la 100 de lei pe hectar începând cu al treilea an. Aceste noi reglementări se regăsesc într-un proiect de ordonanță pentru completarea codului fiscal, măsurile fiind încă în dezbatere. În prezent, orice persoană care are în proprietate un teren agricol agricol, amplasat în intravilanul sau extravilanul unei localități, datorează impozit pe teren exprimat în lei pe hectar, în funcție de rangul localității, zona și categoria de folosință. Există o excepție de calcul al impozitului pe teren respectiv în cazul firmelor care dețin terenuri agricole situate în intravilanul localității, pentru care impozitul este calculat în același mod ca în cazul unui teren agricol situat în extravilanul localității, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții. Au prevăzut în statut ca obiect de activitate agricultură și au înregistrat în evidența contabilă pentru anul fiscal respectiv venituri și cheltuieli din această activitate. Argumente din proiect Schimbare Codul Fiscal. Agricultura și dezvoltarea satului românesc reprezintă o prioritate absolută în programul de guvernare. Prin noile politici agricole, sectorul agricol trebuie să devină un motor de creștere economică și o sursă de locuri de muncă pentru populația din mediul rural. Mai mult, în proiect se precizează că nu se va datora impozitul pe mijloacele de transport pentru mijloacele de transport agricole de tipul tractoarelor, utilajelor agricole și altor mijloace de transport agricole utilizate efectiv în domeniul agricol, deținute de persoane fizice autorizate care obțin venituri din activitatea agricolă, precum și de persoanele juridice care îndeplinesc anumite condiții. Adică au prevăzut în statut ca obiect de activitate agricultură și au înregistrare în evidența contabilă pentru anul fiscal respectiv venituri și cheltuieli din această activitate. Pentru terenul agricol nelucrat în de 2 ani consecutiv, Consiliul Local poate majora și astăzi impozitul pe teren, dar cu până la 500%, începând cu al treilea an, cu o sumă fixă de 100 de lei pe hectar.